Salutare celor 62 de abonați de pe canalul meu de Daily Vlog, un canal de Daily Vlog care apare o dată pe lună. E ceva. Voiam să vă spun că mă apuc de editat vlogul în care noi am fost, adică eu, Andreea și prietenul meu Florentin, am fost în Dardeldor și acolo ne-am petrecut timpul de ziua mea, pentru că ziua mea a fost sâmbătă, iar noi am plecat duminică. A fost așa o ieșire super, super, super relaxantă. S-au întâmplat câteva chestii super mișto acolo. Eu zic să vă uitați la vlog, dar mai întâi să vedem ce face Andreea în bucătărie, să vă salute și ea. Cât editez eu vlogul, Andreea face super clătitele ei. Sunt super delicioase. Salutare, să vlog să începem! Ești pregătit? Hai, ne-am luat schimbul cu mine! Ia-ți-le! Bă, să țineți minte al câtelea rând suntem. Când ne întoarcem, cred că mașinile vor fi până la final acolo. Hai mă, că am început să facem vlog. Florentin. Cred că se vede frumos rău de acolo. Uite mă, că te-am dus la mare, căutai marea. Băi, dar cum ai... Și știi care e chestia? Ai nimerit drumul din prima. Uite-mă ce frumos e la golf ăsta. Și acolo e plajă. Da, nu zici că ești în Anglia. Și ăsta e plin, ți-am zis, iunie, august e plin, plin, plin. Bă, la golf ăsta e... Dacă era mai cald, dacă avea vremea Spaniei, vremea... Aici era prăpădă. Haide-mă pe partea asta. Ia uite-l pe ăsta, mă, hai mă, când, dacă nenea ăsta poate să meargă. Ăsta că e cu pe drum acum aici, foarte mic. Nu pot să pun așa ceva pe vlog. De ce, mă? De ce? Cred că am urcat, nu știu, vreo 20 de metri. A, gata. Cred că am urcat vreo 20 de metri și cam asta e fața mea. Și o să vă arăt, toma, sus, cum arăt. Probabil dezmembrat. Ah, ai văzut ce frumos în spatele tău? Foarte frumos, m-a ajuns mult. Spunând doar... Mai mult nu pot. Nu poți? Nu mai pot. Nu mai pot. Nici dacă sus să lansa ultima pereche de Jordan cu Travis Scott nu urca. Iată, mare aici sus. Era puf aici, se ducea. Nu mai prinde. Știi că drumul ăsta nu trebuie să-l facem într-o singură zi. Putem să ne oprim aici și continuăm mâine. Și ce, acum scobor? Nu, de aici continuăm mâine. Simt așa niște arsuri așa în capul pieptului. Gata, de mâine băgăm sport, Florentin. Suntem niște putori. De mâine băgăm sport. Dar tu nu vorbești deloc cu noi. Săraca nu mai poate să vorbească. Bă, dar tu... A, ăsta e mai tânăr ca mine, mă. Ești mai tânăr cu un an, nu? De asta se vede, mă. Fuh! Mâine dimineață fac 100 de flotări din 3 serii. Cel puțin 35 de flotări pe serie. 12 km de alergat. Nu, trebuie să facem ceva. Mamă, știi cum am filmat? Nici nu pot să țin camera în mână să mă filmez. Nu, e mai mișto view de aici. Ha? Măcar asta să te țin așa puțin în priză. Că picioarele nu mai pot. Auzi, dar știi că eu am urcat. M-am uitat cred că de două ori în spate. Uite cât de frumos e. Frumos. Am urcat. Ești ok? Da. Ce să ne apucăm, dracu, de sport. Trebuie. Mai întâi trebuie să te apuci să faci curat în casă, ca să-ți intri în mână și după aceea să te apuci de sport. Asta e, mă, că vine să dau șapca jos din cap. Băi, mamă, suntem aici, trăiește și tu momentul. Lasă... Păi, momentul, ce frumos e. Lasă ce casa. Frumos e. Vorbim uite acasă despre da, asta le aveai pe tine dacă nu era curat în casă. Vai, de bine, și de bine, mă faci de râs și aici. Uite-o, balegă. Mersi. Florentin, îl imiți pe Michael Jackson? Da. Ha, 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 ha.
Nu mai zici acum. Noi am uitat să zicem unde suntem. Păi am fost la Lulworth Cave. Ok. Și acum mergem la Dardeldor. Nice. La Dardeldor aici e o stâncă foarte, foarte mișto. Și încercăm să o găsim, pentru că nu o găsim momentan, nu o vedem. Încă mergem. Încă mergem. Mergem. Deja au căzut, niște copii au căzut. Una era îmbrăcată cu o blană așa super mare. Credeam că eu sunt îmbrăcat neadecvat, dar... Și lumea e aici și cred că am ajuns. Vino să vezi. Nu te-a dus fratele tău. Te-a luat. Băi, ce frumos. Și vezi că acolo e nisip. Dar tot asta e nisip. No, ce frumos e. Hai să coborăm pe Coborăm pe scările alea, așa. Da. Și urcăm pe partea asta. Deci, Florentin, ca să știi toată lumea unde o să ne găsească, dacă nu o să ne mai găsească niciodată. El vrea să coborăm pe scările astea, să mergem acolo jos, după aceea să urcăm pe acolo, pe unde nu sunt scări și pe la jumate vor fi scări. Hai să încercăm. Dar dacă te uiți așa, nu zici că ești în UK. Bine, dacă te uiți pe filmare, că dacă ești aici, îți dai seama că e cam frig. Adică eu am hanorac. Uite-o. În sfârșit am ajuns. Nu ești pregătit pentru ce e jos. Ia uite câtă lume e. Și uite-l și pe nebunul ăla. Pentru ăla a venit salvarea. Dar tu vezi cât de lungă e plaja? Da, e mare plaja. Ia uite-l pe ăla, jos acolo. Jos. Unde? Făcea poze la stângă. Uite-l acolo. Da. Tu m-ai jos acolo, da. E cu aparatul pe... Bă, ce frumos e. Deci ne-am lămurit. O să coborâm pe aici, pe unde v-am arătat eu prima oară. Urcăm pe acolo, pe unde nu sunt scări. Și apoi mergem, coborăm în partea cealaltă și facem niște poze. Sper să iasă ceva. Sunt foarte grijuliu. Stai să vă întorc. Aș filma mai mult, doar că mi-e frică să nu mă împiedic. Și am ajuns. Da, și o să urcăm pe acolo, dar stăm și noi să... Păi prima oară când am dat de priveliște, asta acolo era, undeva sus. Și am venit pe partea aia și am coborât aici. Știi ce îmi place la tine? Ce? Tu mergi așa, că e greu, dar în momentul în care pun camera pe tine, zic că ești pregătită. Yay! Haide mă să mergem! Vreau să cremă de plajă. Da, și algele astea. Că ești în Barcelona aici, n-ai da. Așa. Să fie o poză de toamne, gen am căzut în prăpastă și fiată. Aici e frumos rău. La greci? Unde ai venit, mă? Unde m-ai adus, mă? Dar zici ce stau cu mâna așa, că oricum nu se vede mâna, știi? Cu mâna stângă cum stăteai? Așa. Dar nu se vede, tu nu mai vede. Jos de aici nu te vezi, mă? E al doilea copil. E al doilea. E al doilea, mă iei-te, iau-te și cu aia. Gata, am plecat. Cred că o să încheiem, ți-a plăcut? Da. Cred că o să încheiem. Dacă mai e ceva de filmat pe drum drăguț, cu siguranță o să bag aici. Dacă nu, o să facem încheierea. Mai e pe drum? Casele cu stuf. E sfârșit că am coborât și am urcat. Că am trăit după ce am urcat și am coborât. Ok, casele cu stuf. E un sat aici foarte drăguț și vrem să ne oprim. Dacă va găsi Florentin, bineînțeles, parcare. N-am mai oprit în satul ăla cu stuf, că n-am găsit parcare. Mergem la Starbucks. Can I have two caramel latte, please? Caramel frappuccino. Sorry. Caramel frappuccino. And one caramel latte. Ice caramel latte, please. One ice caramel latte. Will they both medium sizes? Yes. Yeah, for everything. That. Yeah. £8 at the window. Thank you. Mom. No. Nu cred că am luat ce te. Nu, dacă nu, vrem ce avem, ce am luat, pentru că sunt 40 de grade afară. Și Florentin cel cu drumul, ia și cald la te. Da, mă, nebune, nu știu, când e cald tare, trebuie să bei da, bă, la temperatura asta. Da, i-a zis și mediu, îți dai seama, deci oblire. Da, și mediu. Și mediu.
Nu, mă. Sper foarte puțin. Cei care au fost au plătit biletul de 10 lire cu mașina acolo. Au reduceri mari aici. Dă să-i dăm bilet. Can I have another straw, please? Another straw? Yeah. Yeah. Gata. Și cam asta a fost. În primul rând vreau să vă cer scuze pentru marele clickbait din titlu, dar cam așa se creează titlurile. Te prefaci că pici după o stâncă și pui titlu, am picat de pe o stâncă. Cam asta e. În fine, vă mulțumesc că mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, vă mulțumesc că ați dat subscribe și clopoțel la acest canal. Și ne vedem data viitoare!